Rata tăierilor necontrolate de pădure este de două ori mai mare decât cea a regenerărilor naționale sau a plantărilor prin finanțările de la buget, conform datelor pe care le avem. De aceea, noi, din această toamnă, vom începe un program masiv de împădurire. 40 de milioane de lei avem în fondurile de ameliorare pe care vom folosi pentru împăduriri, a spus Lucia Varga, într-o conferință de presă în care a prezentat situația silviculturii din România. Potrivit acesteia, din punct de vedere al suprafețelor ample defrișate, județele aflate în acest top negativ sunt Alba, Cluj, Maramureș, Suceava, Bihor, Argeș și Vrancea, însă îngrijorări sunt și în ceea ce privește Giurgiu și Dolj. Dacă vorbim despre cantități, despre zone cu defrișări necontrolate pe suprafețe ample, vorbim despre Alba, Cluj, Maramureș, Suceava, Bihor, Argeș și Vrancea. Dar eu consider că reprezint un semn de alertă și tăierile din Giurgiu și Dolj, unde avem suprafață de pădure între 6 și 10% și unde, fiind puțină, dacă mai și tai, așa cum s-a întâmplat în Giurgiu, aproape 40 de hectare, este alarmant, arăta șeful de la Ape și Păduri. În acest context, Lucia Varga a precizat că Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură, pe care îl conduce, lucrează la o strategie pentru împădurirea terenurilor degradate în viitorul apropiat, urmând să fie prezentate și zonele unde vor avea loc astfel de lucrări. Citez: lucrăm la strategia pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru împădurirea lungii Dunării, crearea de perdele forestiere în lunga Dunării, pentru refacerea coridoarelor forestiere de-a lungul cursurilor de apă și pentru împădurirea versanților pentru reducerea riscului la inundații. În acest an ne-am confruntat cu scurgeri de pe versanți. Cauza acestor scurgeri rapide este și lipsa pădurilor în acea zonă. Am făcut o inventariere. În săptămânile următoare vă vom prezenta legislația și zonele în care vom face aceste împăduriri. Avem bani în fondurile de ameliorare și vom finaliza ghidurile astfel încât primăriile, persoanele fizice, consiliile județene să poată beneficia de aceste finanțări, a conchis ea.